Bună seara, dragii mei telespectatori! Iată-ne din nou cu Pixelul Albastru, emisiunea de revista presei, în care analizăm toate știrile locale și naționale din presa noastră. Ia să vedem una din știrile locale. Pe btv.info, Bianca Doroftei scrie: Republica Pașcani, secretar judecat pentru corupție, protejat de primar. Hai să vedem noi, cum e cu protejarea asta, domnule? Secretarul primăriei Mircea Zuzan rezistă. El nu a fost nici până acum suspendat din funcție, deși a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru acte de corupție la sfârșitul lunii trecute. Zuzan este protejat chiar de edilul municipiului, inculpat în același dosar. Mai exact, primarul Dumitru Pantazi a tras de timp cât a putut, iar acum refuză să semneze dispoziția de suspendare. Până acum a motivat că nu are nicio adresă de la DNA, însă, după ce a primit-o, motivează că nu poate să-l suspende pentru că nu are un înlocuitor. Cum nu are înlocuitor? Da, o cerut. Dispozițiile au ajuns la mapă însoțite de referatele serviciilor de specialitate și așteaptă să fie semnate. Conform legii, secretarul primăriei Pașcani trebuia suspendat de drept odată cu trimiterea sa în judecată. Pe toată perioada procesului, el nu își poate exercita atribuțiile de serviciu și trebuie înlocuit din funcție la dispoziția primarului. În locul său ar urma să vină unul din juriștii primăriei Pașcani. Sau dacă nu, postul poate fi scos la concurs pe perioadă determinată. Fostul secretar va fi judecat pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, participație improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la fals intelectual. Mai exact, el ar fi mințit pe fostul primar Neculai Rățoi și nu ar fi trimis actele către finanțele locale. Dacă mă iese, mă întrebați pe mine, nu am mințit, ci au făcut rășenia împreună. Dar spunem ce spunem aici, da? Pentru repunerea în plata a datoriei societății Agrocomplex. În funcție de hotărârea judecătorilor, Mircea Zuzan poate reveni în funcție dacă va fi găsit nevinovat sau va fi demis în urma unor hotărâri definitive de condamnare. Conform unor surse, în această perioadă, el ar urma să ocupe funcția de director administrativ al primăriei Pașcani. Hai pe posturi mari, că nu se poate pe posturi mici. Pe posturi mari, așa se face cu corupții de la noi. Menționăm că odată cu el ar urma să fie suspendat și alți trei funcționari din primăria Pașcani inculpați în acest dosar. Acum, tot Bianca Doroftei pe btv.info, citesc două știri și comentăm și în dungă. Bianca Doroftei pe btv.info, pășcănenii își cer drepturile, mai multă birocrație la audiențe. Plătitorii de taxe și impozite au și drepturi, nu doar obligații. Ei este replica pe care o auziți din ce în ce mai des la audiențe de la primăria Pașcani. Tot mai mulți locuitori, mai ales din suburbii, oamenii vin, da? Vin să ceară administrației locale investiții, rețele de apă, canalizare și gaz. Aha. Societatea civilă n-a ajuns până acolo, nu face membri nu se extinde ca societate. Ei cer aleșilor locali să-și facă datoria măcar acum la 20 de ani, eu cred că 25 de ani, de promisiuni neonorate și așteptări. De exemplu, cetățeanul Vasile Lupu din Blăgești, strada Siret, a solicitat extinderea rețelei de gaz pe strada Siret. Nu are bani să suporte el costurile uriașe, dar plătește taxe și impozite la fel ca ceilalți care au facilități cu investiții de la primărie. Un alt caz, o problemă, Bâzu Gheorghe din Pașcani a solicitat executarea rețelelor de canalizare pe strada Ciprian Porumbescu. Lucrările ar urma să fie făcute de operatorul de apă și canalizare din bugetul societății sau fonduri europene. Și mai sunt câteva cazuri. Ce este? Primăria Pașcani spune că toți cei care vor să se înscrie la audiențe trebuie să completeze o cerere cu câteva zile înainte, care să fie depusă la ghișeul unic. Asta pentru că în ziua întâlnirii cu reprezentanții primăriei, pașcănenii să poată obține un răspuns sau chiar să-i fie rezolvată problema. Până atunci, cererea ar urma să fie repartizată serviciului care ține de problema respectivă. E corect într-un fel, dar să nu cumva să te plimbe cursul.
Cetățean păcălit. Nici cu 100 de preoți nu scoți dracii din primărie, scrie Bianca Doroftei pe btv.info. Țeapă uriașă la primăria Pașcani cu terenuri agricole. Aproape 1200 de persoane au fost păcălite de fostul primar Neculae Rățoi prin diminuarea suprafețelor cu care urmau să fie retrocedate cu un procent de 20%. Cei mai mulți dintre ei sunt chiar consătenii actualului deputat. Păi pe aia îi furi prima dată, îi păcălești. Pe aia, pe altul. Din suburbia Sodomeni, dar și din Boșteni. Ei au acceptat inițial să primească mai puțin pământ atunci când au fost făcute reconstituirile în baza legii fondului funciar, pe motiv că reconstituirea nu poate fi făcută în întregime pe vechile amplasamente, deoarece o parte din teren a fost acoperit cu obiective sau construcții de interes public. În schimbul răbdărilor, fostul primar le-a promis terenuri mai bune sau, până la urmă, vor primi tot ceea ce le se cuvine pe terenurile moștenite. Totul a fost o minciună, pentru că problema nu a fost nici acum rezolvată. Este vorba despre 325 de hectare de teren confiscate de comuniști și date de fostul primar altor persoane decât celor în drept. Oamenii au înțeles că au fost păcăliți și de ani de zile umblă prin tribunal sau la primărie pentru a se face dreptate. În replică, reprezentanții administrației locale spun că retrocedarea pe vechile amplasamente nu se mai poate face, ci în alte locații. Păi da, pe șcheașul s-o luat, de unde vrei să... ce să facă? Na, nu? Mai mult, nici terenurile disponibile nu ar fi suficiente pentru a rezolva această problemă. Menționăm că de curând Comisia Locală de Fond Funciar și-a reluat activitatea după mai bine de un an de pauză. Deci au luat pauză, nu știu. Până acum au fost eliberate 4.517 titluri de proprietate și restituite aproape 3.000 de hectare de teren, dar mai sunt de rezolvat peste 2.100 de cereri și aproape 3.500 de hectare de teren. Și o știre care a apărut pe Ziarul de Iași, n-am să o citesc toată pentru că e cu duiumul, se numește așa știrea: Ieșeni, atenție la o posibilă exlocherie făcută pe spinarea Apa Vital, autor Alex Zănoagă. Furnizorul Ieșeni de apă atrage atenția clienților asupra unor posibile fraude. Cei acuzați că vă păcălesc spun că sunt de la Apa Nova București și vă întreabă dacă vreți contract individual. Apoi vă cer sute de lei. Ziarul de Iași a sunat la numerele lor, află ce am discutat. Și din comunicatul Apei Vital spunem așa, citim așa, că articolul este foarte lung. Autorii acestor anunțuri se folosesc în mod fraudulos de numele Apa Nova. Apa Vital atrage atenția ieșenilor că anunțurile nu au fost făcute de Apa Nova București. Adresele și numerele de telefon postate pe acele anunțuri sunt false, nu corespund adreselor de comunicare pe care le folosește Apa Nova București. Apa Vital se delimitează de astfel de mesaje și, pentru a evita confuziile viitoare, precizează că societatea este unicul operator de servicii de alimentare cu apă și canalizare și epurarea apelor uzate la Iași. Se menționează într-un comunicat Apa Vital. Deci, reporterii Ziarului de Iași au apelat la unul din numerele de telefon, la acesta răspunzând o persoană care se recomanda ca reprezentând SCDS, exclusiv tehnic București, și îi spun așa: noi lucrăm în toată țara, în județul dumneavoastră Apa Vital încheie de o lună contracte individuale la Pașcani. Uite că e minciună, că nu se încheie contractele individuale la Pașcani, da? Ce facem noi este instalarea coloanei de apă pe casa scării cu apometre individuale. Cam cum este la gaz. Noi proiectul facem gratuit, în medie lucrarea costă în jur de 700 lei, a spus acesta. Afirmația că la Pașcani se încheie contracte individuale este eronată. Apa Vital încheie contracte individuale doar cu branșamente separate, respectiv în cazul caselor sau în situația în care apometrele fiecărui apartament dintr-un bloc sunt scoase în stradă, la limita proprietății comune. Aici se face confuzie. Nu știm dacă e voită sau nu între convenții și contracte. Dacă se scot apometrele pe casa scării, putem încheia convenții, preluând facturarea și recuperarea debitelor. Firma în cauză promite contracte individuale, ce nu facem. Se trezește omul că dă banii, face lucrarea și pe urmă vine la noi să încheie contract și trebuie să-l refuzăm că nu este legal, a spus domnul Manolache, care e de la Apa Vital.
Și da, adresa Apei Vitale aici, în caz că vă treziți cu... Dar e mai mult despre Iași. Și la noi la fel. Că excrocii se extind. Nu vă temeți că ăștia păpători de bani sunt destui. Hai să vedem și noi. Secretar de trimis în judecată pentru abuz în serviciu și ce scrie aici, instigare la fals intelectual, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, participație improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la fals intelectual, da? E, domnul secretar este ținut în brațe de domnul primar. Așa văd eu că scrie aici. Și cred că și așa este, pentru că domnul primar al nostru, domnul primar Pantazi, ar fi trebuit nu să spună că n-are pe cine pune în loc dacă cumva îl destitui. Îl destitui omul dacă este trimit în judecată. Și de aceea este și făcută legea așa, pentru ca să nu își acopere dosarele, știi? Îl verifică procurorii pentru niște fapte și el între timp le mușamalizează, le dosește cumva, le acoperă, își face hârtii, își face, pentru că este în funcție și știe și amenință angajații din subordine, îi poate... Nu așa trebuie făcut. De aceea se mută acel funcționar din postul pe care îl are, pe timp cât este judecat. Și dacă este condamnat, se destituie de tot din funcție, iar dacă nu este condamnat și este, domnule, alb și curat ca neaua, atunci îl punem înapoi în funcție. Până atunci trebuie să fie demis din funcție. Trebuie să fie demis din funcție și în locul lui se pune altcineva. Ori în cazul nostru, ori unul din consilierii juridici, ori să se scoată la concurs, domnule, pentru o perioadă determinată funcție de secretar și persoana care trebuie să o ocupe acolo, să vină să dea un concurs. Adică cum n-are pe cine pune? Da, a scos la concurs, a scos postul la concurs și n-a venit nimeni? Da, domnule, a scos postul la concurs de 3 ori și n-a venit, domnule, nimeni. Nu știu pe cine să pun, îl mai țin pe ăsta. Nu așa se face. Se demite secretarul, se pune un consilier juridic în locul lui pentru perioada cât se desfășoară concursul. Păi ce vrei, să dea concursul tot cu domnul secretar Zuzan? El să-și pună lui oameni? Cine să dea concursul? Cum? Cine să verifice concurs? Cine să facă actele pentru concurs? Cine? Tot domnul Zuzan să vină și să spună, nu, ăsta îl pune în locul meu, nu, ălalt îl pune în locul meu. Hai, veniți aici și a venit 5-6 oameni, dați examen cu mine pentru ca să-mi luați postul. Cum? Cum așa? Așa se face. Așa ar trebui, nu? În Republica noastră Pașcale așa este văzută legea. Dar nu așa trebuie făcut. Se demite secretarul. La revedere, pa, ai plecat, ești în justiție, da? Dar nu pe post de director, adică e pe post mare din care tu poți să tragițele. Nu! Pe post sisif numărul 4 la mișcarea bolovanilor, vorba lui Toma Caragiu. Deci îl pui acolo la manevra hârtii undeva, l-a întocmit dosare, l-a măsurat, l-a nu știu, să vadă dacă e corectă cererea, undeva ai un locșor acolo și pentru el. Nu îl dai afară. Că n-ai cum. Na, îl pui funcționar, îl pui la ghișeu să primească cererile. La oameni, uite, îi trebuie și schimbul 1 și schimbul 2 la ghișeu unic. Și îl pui acolo la ghișeu unic, este o doamnă la ghișeu unic și mai este un domn. Și îl mai pui și pe domnul Zuzan să fie schimbul 2 până la ora 8 seara, să mai primească și el cereri. Că poate nu vin oamenii numai dimineața să se învoiască sau să-și ia concediu de la serviciu să-și rezolve o problemă și trebuie să vină la ghișeu unic să pună întâi o cerere, deci o zi de concediu dusă, pentru că vii la ghișeu unic la primărie și altă zi de concediu când ești chemat să-ți se rezolve problema, deci 2 zile terminate. N-ai ce să faci altceva decât 2 zile trebuie și mai ales dacă ești din suburbii trebuie să mai vii și cu mijloc de transport în comun cu autobuz, cu ceva, să vii că să-ți rezolvi problema. Dacă se rezolvă în a doua zi, dacă nu în a treia zi. Și tot așa. Și pierzi o 3-4 zile de concediu, uite așa, pe drumuri,
Pentru că pui întâi cererea, după aia se analizează cererea și trebuie să-ți spună, da, mai pune actul ăsta, actul ăsta, actul ăsta la dosar, te duci, cauți actele, vii și le pui din nou și se spune după aia, da, nu ți-am spus de prima dată că îți mai trebuie și actul numărul 17, îl mai pui și pe ăla, mai faci o copie, mai legalizezi, mai vine și cu actul ăla că nu ți-am spus de prima dată. Că așa e în birocrația din România toată, mai ales aici la Pașcal, la noi, în floare. Dar, în fine, îl punem pe domnul secretar Zuzan, acolo, funcționar. Păi, dar de ce să ia 70 de milioane sau 60 de milioane pe lună cât are salariul? Să ia și el mai mult, mai puțin, așa, mai un 10 milioane, să vadă și el cum lucrează și funcționarea aia care chiar lucrează pe salarii mai mici. Poate apelează de data asta, cum spunea el, că nici nu s-a atins de cardul de salarii, poate acum apelează la cardul de salarii. Alea puse dinainte, acum să trăiască din ele. Păi, dar cum? Și scoatem postul la concurs. Între timp îl ocupă un consilier juridic pentru o lună de zile cât scoți postul la concurs, ar face anunț peste tot și pe garduri pui și lipești afișe. Anunță primărie, dar anunță și anunță. Nu ca și cum am mai văzut în alte dăți, s-a ocupat postul de mare director pe la o societate care e falimentară pe la noi pe aici, care a intrat în faliment și s-a dus, domnule, că nu mai avea cine să intre pe postul ăla de director decât numai un prieten a unui senator. Și s-a făcut concurs, mare concurs, un singur candidat, cel ce trebuia să vină. Dar nici n-a fost vreodată un anunț dat. Dar probabil anunțurile s-au dat prin birouri pe undeva, nu știu. Dar nu au transpirat din primărie, nici într-un caz. Pentru că venea lumea. Cum? Domnul primar crede că noi suntem proști. Dar chiar crede că noi suntem proști, să mă ierte. Dar cum? Nu scot la concurs că n-am pe cine. Ați scos la concurs, dar chiar nu sunt juriști în orașul acesta. Nu sunt juriști care ar putea să ocupe locul de secretar la primărie. Nu sunt juriști. Dar scoate postul la concurs și să vezi tu câți vin pentru 70 de milioane de lei pe lună salariu. Cred că sunt și avocați care vin pentru 70 de milioane de lei pe lună salariu. Pentru că să fii avocat ca să ai 70 de milioane de lei pe lună salariu trebuie să ai procese, nu glumă. Și sunt care au mai puțin. Și sunt oameni pregătiți. Cu legea în mână, o știu. În fiecare zi o frunzăresc și o cunosc. Că se duce și reprezintă clientul în proces. Acolo e războiul. Acolo. Cu judecătorul în față. Și cu colegul care te atacă. Că trebuie să-ți apere, trebuie să vadă legea altfel. Și tu trebuie să arăți așa cum este. El își apără clientul lui, tu aperi clientul tău. Și acolo se vede legea. Cine o cunoaște și cum o pune. Păi hai să luăm din ăștia, da? Hai, scoatem la concurs postul și vine unul din ăsta. Chiar credeți că nu vine pentru vreo 70 de milioane de lei salariu cum are domnul secretar de la primărie? Păi dacă ar avea ăla de la... Cum să n-aibă salariile astea? Că am făcut odată niște articole noi de la BTV cu nu știu ce secretar de prin nu știu ce comună care avea 76 de milioane de lei pe lună. 76 de milioane vechi. Păi ești la Pașcal la noi? Și este și declarația de averea domnului. Și se vede acolo că are. Dacă avea 700 și ceva de milioane vechi pe an, 760 sau 780 și, îți dai seama că împarte la 12 și îți vezi că mai puțin de 70 de milioane pe lună, poate cu un milion. Dar oricum nu e 60, e 60 și mai mult de 65. Deci, pentru cel puțin 65 de milioane de lei pe lună, eu cred că sunt juriști care vin și știu legea, și vin pe concurs și dau concurs. Dar numai tu scoate, domnule primar, sau primărie, sau cine e acolo, dar domnule primar, scoate la concurs postul. Scoate-l și să-i vezi că vin. Vin care știu legea, vin și se bat. Și îi ai pe cei mai buni. Îl alegi pe cel mai bun. Și ai secretar de primărie. Domnul, numai el. Domnule, nu sunt oameni care dacă vai de mine, pică firma, pică primăria, pică fabrica dacă nu mai există ăla. Se schimbă oamenii.
ai probleme, o lună, două, da, până se rodează, până nu știu ce, dar care-i frica? Să nu cumva să scormonească în dosare, vine un om pregătit și știind ce cloacă e acolo, s-ar putea să înceapă să ceară audit, să ceară să se facă curățenie, să ceară număr de dosare, să ceară, să ceară, să ceară și eventual să le mai și pună la dispoziție unor organe de anchetă. Aici e frica mare. Nu că nu avem om mai bun decât domnul nostru Mircea Zuzan. Nu! Aici e frica mare că vine cineva pregătit și caută și găsește că el vrea să fie curat, el nu vrea să fie dus și el în pușcărie cumva, judecat. Și atunci el începe să facă dosarele cum trebuie și să le dea răspunsuri corecte. Uite aici cu pământul câte nebunii sunt, câte întortocheli sunt, câte minciuni sunt, cât pământul luat de la oameni și dat la alții. Oare de ce dat la alții? Ca să-i faci clienți, ca să-i faci clienți la vot, ca să-i faci clienți cu bani, ca să-i ai banii, ca să te îmbogățești. De aia. Pentru că era odată legea ilicitului și poate nu era rea. Și atunci, cu legea aia a ilicitului, vedeai cum și-au făcut oamenii averi. Și ar fi bine de introdus această lege. Pentru că este ANAF-ul, este aia, este aia altă, dar parcă nu respectă o lege din asta să te ia. Adică, cum, domnule, ești bugetar și tu ai averi din care, dacă te-ai luat la buget să vadă cât sunt banii tăi și cât ai strâns și ai pus deoparte, cât ai mâncat, câte concedii ți-ai făcut, pac, iese vila, iese averea, iese aia, dar nu se cunoaște că ai făcut din munca aia. Adică și avem de la cel mai mare până la cel mai mic. Este chiar și fostul președinte, Băsescu, bugetar tot timpul și el e cel mai bogat om. Dar a fost bugetar tot timpul. Ba, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, ba, ministru a transporturilor, ba, deputat, ba, ce a mai fost el, ba, primar, ba, președinte și tot timpul bugetar. Bugetar, bugetar, bugetar. Bugetul mic cu arifănică. Dar el e bogat. Și de la el în jos și la noi la primărie, la fel. Funcționari, băieții, n-au avut firme, n-au avut nimic, bugetul, atâta e bugetul, da, e bugetul, și dacă îl pui așa frumos, viața care o duce, mașinile care și le-a schimbat, vilele care și le-a făcut, averea care o are, dar nu intră, oricât ar fi salariul ăla de 70 de milioane, cum spun eu, dar păi parcă totuși ar fi trebuit să fie de 400 de milioane ca să-și permită ce și-a permis. Mă, cum se face? Cum se face? Uite, așa ar trebui judecate lucrurile. Nu, dar aici sunt oameni iubiți și oameni care nu trebuie să fie iubiți. Spunea o filozofă de-a noastră, fiica unui filozof important, este oameni care te iubește, este mulți oameni care nu te iubește. Păi, nu? Ce facem? Pășcăneni își cer drepturile, da? Se duc frumos, vor apă, vor canalizare, vor. Nu cum spuneau cei de la, eu știu, societatea civilă sau unde era, când făceau mitinguri și paramitinguri, că nu, domnule, numai drepturile lor. Nu, uite că sunt oameni care vin din suburbii și își cer drepturile. Cer și apă, gaz, canalizare, cer și se duc la primărie. Ei nu vin să facă mitinguri. Ei cer cu adevărat că au nevoie. Și n-au posibilitatea pe banii lor să-și tragă 500 de metri de țeavă. Nu știu de în ce colț a satului. Gaz. Până la el la poartă. La el la poartă își face branșamentul. Dar de acolo nu poate să-și tragă până la el. Sau apă, sau ce au nevoie. Ia că de asta sunt nevoie de investiții în aceste servicii. Apă, canalizare, gaz chiar. Este bine să fie făcute niște investiții. De aceea este bine să fie bine bugetat, să fie bine gândit bugetul instituției. Este bine. Dar să punem oameni buni,
care să gândească acest buget. Cu domnul Mircea Zuzan, care Republica Pașcani, care nu-l mai schimbă primarul, că de ce nu-l mai schimbă primarul? Păi nu-l mai schimbă primarul, că sunt împreună acolo, în dosarul ăla agrocomplex. Îl ține cu ceva la mână. Nu e curată treaba acolo, nu-i... Adică l-a mințit pe domnul Niculae Rățoi. Da, făceai ceva să-l minți pe domnul Niculae Rățoi dacă nu erai în... Era să spun acum în gașcă cu el, dar nu-i bine să spun în gașcă. Dacă nu erai prieten cu el, dacă nu erai în partidă cu el, dacă nu erai în aceeași confrerie cu el, în aceeași, nu știu, în același grup de interese și prieteni. Păi el ținea domnul Niculae Rățoi pe domnul secretar Zuzan la primărie dacă... A? Nu-l ținea. Două zile nu-l ținea. Dacă nu era la fel. Și atunci cum poți să... Nu că l-a mințit, că l-a nu știu ce. Nu, domnule, au făcut împreună. Împreună. Și domnul Niculae Rățoi, și domnul Dumitru Pantazi, și domnul Mircea Zuzan, și alți domni care știu ei ce și cum și ce fel de, cum au manipulat pământurile și cum au învârtit pământurile oamenilor și cum au manipulat oamenii și cum au făcut într-așa fel să facă, au învârtit lucrurile într-așa fel să le iasă, ca să vină un funcționar care e frică că mâine nu mai are pâine dacă nu se pune bine cu domnul secretar, să facă hârtia aia strâmbă cum a trebuit să o facă, să nu o registreze unde a trebuit să nu o registreze, nu să o registreze acolo unde ar fi trebuit, să o registreze și toate astea. Uite, aici ieșa o șerpăraie de... Și uite de ce nu-i schimbat. Nu că, vai de mine, n-are cu cine să-l schimbe. Cum n-are? Dar a scos la concurs? Asta întreb eu. Domnule primar, ați scos la concurs postul domnului secretar Zuzan? L-ați demis, pasul 1. L-ați demis pe domnul Zuzan? Pasul 2. Ați pus pe cineva, consilier juridic sau cineva, să-i țină locul până organizați concursul? Pasul 3. Ați organizat concurs și pasul 4. După aceea, punem pe câștigătorul concursului pentru perioada determinată pe funcția de secretar. Simplu. 1, 2, 3, 4. 4 pași. Dar în primul rând demiți pe ăla. Îl dai jos. Pentru că îți face probleme. Nici nu se poate organiza concursul dacă el e acolo. Că se uită prin hârtii și îl vede pe ăla că e bun. Bă, nu-l pune pe ăsta. Mi-a postul. Nu, trebuie să fie aici unul nătâng, să nu știe. Să fie cineva care să-l duc eu de frunte, de așa, de ațișoare. Că eu știu sigur că mă duc dincolo sau poate nu mă duc dincolo. Eu trebuie să mai manevrez pe aici dosarele să nu mă duc dincolo. Nu. Și avea dreptate bătrânica aia. Nici cu 100 de preoți nu scoți ce a spus. Dracii din primărie sau ceva, nu? Nici cu 100 de preoți nu scot dracii din primărie. A spus o bătrânică, supărat. Păi, depinde care preoți. Că dacă îi aduci pe aia care au tot fel cu ei, degeaba. Dragii mei, trebuie să luăm o pauză publicitară. După pauză, discutăm că avem subiecte. Pauză, vă rog. Cosarom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii.
Țac-țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac-țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Încă de la început am propus să oferim clienților noștri produse de calitate, la prețuri cât mai mici, la fel ca și în supermarketuri. Diferența este că magazinele noastre sunt amplasate aproape de casa ta, în zona în care locuiești. Deținem o platformă logistică proprie de distribuție pentru a achiziționa cantități mari de produse, așa încât să putem oferi clienților cele mai mici prețuri. Dorimer Market, comod și ieftin, aproape de casă. Dacă aveți nevoie de ferestre și uși, TJ Termpașcan oferă cel mai bun raport preț-calitate. În showroom-ul deschis de curând pe strada Ștefan cel Mare din Pașcan găsiți o gamă diversă de uși de interior și exterior fabricate din materiale de primă calitate. Ferestre din PVC cu 2 sau 3 straturi de izolare termică și fonică superioară, fațade rezistente la condițiile atmosferice, prețuri de producător, calitate garantată. Fabrica de ferestre și uși TJ Term, partener VECA. Pentru relații și comenzi ne găsiți la numerele 0232711988 0722433503 sau pe pagina de internet tjitern.ro. Ajută-i și pe alții să fie aici. Donează sânge. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Vom citi din realitatea.net filmul blatului total între procuror și judecător din cazul violului de la Vaslui. Stoican Florin, autor acestui articol. Simplu. Sursa judiciară implicată în anchetarea magistraților care i-au eliberat pe cei 7 violatori din Vaslui a explicat în exclusivitate pentru realitatea.net filmul halucinant al blatului care a oripilat întreaga societate românească. Sunt implicați prim procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Vaslui, Sorin Armeanu, judecătoria de fond, Georgina Moldovan, 2 judecători de la Tribunalul Vaslui și una din familiile înstărite ale brutelor din Văleni. Blatul numărul 1. Mai întâi, judecătoarea de fond, Georgina Moldovan, a luat o decizie care a șocat întreaga opinie publică, eliberând 3 din cei 7 violatori care și-au recunoscut fapta în data de 9 aprilie 2015. Decizia a venit în contextul în care tatăl unuia dintre violatori este consătean și prieten vechi cu soțul judecătoarei Georgina Moldovan. Deci dacă omor omul și recunosc fapta și spun, îmi pare rău, am recunoscut, mă pune în libertate, nu? Mai omor altul. Mă mai duc, pa, mai recunosc. Domnule, eu trebuie să fiu în libertate pentru că am recunoscut. Nu e aceeași lege pentru toți? Cum a putut acest judecător să spună că, hai, păi sunt fapte făcute cu violență, care trebuie să îi ții pe băieții închiși și sunt fapte făcute fără violență sau, știu, a furat un o găină, eu știu ce a făcut acolo. Păi, da.
Blatul numărul 2. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care anchetează cazul au descoperit că după ce Georgina Moldovan a eliberat pe cei trei, prin procurorul de la parchetul de pe lângă judecătoria municipiului Vaslui, Sorin Armeanu, s-au opus recursului. Mai exact, procurorul de ședință a intenționat să facă recurs la decizia judecătoarei de fond din 9 aprilie, însă Sorin Armeanu l-a oprit. Procedura spune că procurorul de ședință poate face recurs numai cu acceptul șefului, în acest caz Sorin Armeanu. Blatul numărul 3. Familiile celorlalți patru violatori rămași în arest au făcut recurs la Tribunalul Vaslui, cerând și eliberarea din arest. Păi dacă s-au făcut precedentul, trebuia să. Sursele judiciare au declarat pentru realitatea.net că prin procurorul Sorin Armeanu ar fi fost cel care a intervenit pe lângă doi magistrați de la tribunal, convingându-i pe aceștia să-i pună libertate pe violatori. Asta se face, așa se face că cu ajutorul familiilor înstărite și ale violatorilor, unul din judecătorii corupți și a unui procuror șef rău intenționat, cei șapte tineri din Văleni, acuzați că ar fi violat o fată până la leșin, se plimbă liberi, sfidând evidențele. Concluzia. Premierul Victor Ponta, în ședința de guvern ieri din 22 iulie, a apostrofat pe Ministerul Justiției Robert Cazanciuc, cerând să rezolve ancheta care îi privește pe magistrații de la Vaslui. Sursele noastre din CSM spun însă că ancheta era demarată de circa o lună, apropiindu-se de final, iar gestul premierului rămâne unul de imagine lipsit de conținut. A, domn procuroraș Ponta, trebuie să faci dumneata, pai, te dai acum, ești cel mai, ești tata răniților. Din datele adunate până în prezent, concluzia la care a ajuns anchetatorii este că aceea că judecătorii și prim procurorii vor fi excluși din magistratură. Acest lucru se va putea înfăptui până la finalul anului, întrucât procedura este una greoaie. Magistrații vizați pot contesta decizia CSM la Înalta Curte de Casație și Justiție. Dragii mei, nu pot pricepe un lucru. Deci șapte băieți. Ce au făcut ei acolo? Șapte. Rău intenționat. Că nu te duci la viol bine intenționat, te duci rău intenționat. Au prins-o pe o mândruliță de asta, pe o fată de 18 ani. Că au plimbat-o cu mașina, că au vrut să ia la autostop, că au doi întâi dintre ei sau o cunoșteau, au luat-o. Au... După aia au făcut gașca. Veniți, hai că-i liber, fac cinste, am pe una. Și-au venit toți șapte și i-au tras un viol de, cum descria acolo, fata aleșinată. După aia au început să spună, când s-a mai auzit, doamne, că ea era rea. Mai ales că era rea. Deci, ca bărbat, ca om, știi că una e rea, care dacă numai te-ai atins de ea așa, așa, te-ai dus pe lângă ea și ai vorbit într-un fel mai nu știu cum, știi că te poate da la umblă cu violul la poliție. Păi tu te duci cu aia. Deci nu e o circumstanță atenuantă, ci una agravantă. Ci că ea era rea. Păi ce cauți cu ea? Dar eu sunt om de biserică și mă duc la altă nenorocire de... Sunt oameni care merg în fiecare zi la biserică. Bun, și ce, i-a învățat preotul să violeze sau ce? Poate părinților merg la biserică. Că în general ăștia mai înstăriți așa de pe la țară, tot pentru ei în fază. Nu credeți că altfel așa se duc ei să facă pomeni mari? Să... Pentru că știi, am făcut pomană cu tare. Lasă că și preotul spune, bă, domnule, da, dumneata aici ai cârciu mânsat, ai magazin, ai din aia, ai pământuri, ai așa. Dar dumneata, domnule, nu vii la biserică să dai ceva? Dumneata, nu faci din aia? E, și chestii se leagă așa, un pic așa mentalitatea noastră. Carpatino-balcanico-ortodoxă să merge. Și băieții i-au tras un viol fetei. Dacă i-au tras un viol fetei, acum să plătească. Pentru că e faptă făcută cu violență, de-aia spune viol, nu? Dar nu se spune viol de la faptă făcută fără violență. Că ar fi fost non-viol atunci, nu? Eu știu că violul, târhălia, crima cu premeditare, nu asta că ai dat cu mașina pe care că ai fost aia cu drinkul la volan, da. Deci toate sunt fapte cu violență. Și este o lege acolo care spune că dacă sunt făcute faptele cu violență, trebuie să fii reținut. 30 de zile, 60 de zile, eu știu cât. Stai reținut acolo că te duci. Păi vedeți acum ce fac? Să duc și o amenință pe aia. Și o sfidează. Bă, fetițo,
Ai, ca tine. Și eu stau așa și gândesc. Asta e cea care a răsuflat. La comportamentul băieților ăștia, ei au mai tras câteva violuri prin satul ăla. Dar nu pot să spun eu acum că știu. Dar la comportamentul lor nu este prima dată. Și probabil la amenințările care le-au făcut sau la așa, fetele și-au mai retras plângerea, și-au mai... Păi, băiatul cu tare, vine ăla, mi-a pământul, vine ăla, îmi face aia, vine, îmi face scandal, vine, îmi dă foc la casă, o chestie de asta. Deci, au mai fost fete care au pățit-o de la ei. Asta a răsuflat. Asta n-a putut să țină în ea. Asta este mentalitatea noastră și trebuie schimbată. Și când ne-am văzut pe la TV ieri, pe câțiva din satul ăla Văleni. Dom'le, că ne face satul de râs. N-are nicio treabă satul. Adică să nu mai dăm, să dăm. Să dăm ca să nu fie astupat gunoiul sub preș. De ce se dă pe la televizor? Mai erau și alții care discutau. Dom'le, dar trebuie să fie dat la televizor. Ba trebuie dat la televizor. Să nu se ascundă gunoiul sub preș. Chiar și cu domnul Mircea Zuzan. Să-l dăm pe post, să vorbim de el. Pentru ca să nu se ascundă gunoiul sub preș. Asta este probabil rolul presei. De a nu lăsa pe cei care ascund gunoiul sub preș să o mai facă. Și de a ridica colțul de la preș și să arăți că gunoiul este acolo. Nu să-l strângi tu. Să-l strângă cine trebuie să-l strângă. Acestea fiind spuse, dragii mei telespectatori, ce să spun? Să ne dea Dumnezeu pace și înțelepciune. La toți. La înțelepciunea românului cea de pe urmă. În rest, o seară frumoasă. La revedere!